În urma emiterii de cod portocaliu pentru ninsori abundente și viscol se așteaptă căderi masive de zăpadă. Financiar Urban, firma contractată de primărie să curețe zăpada de pe străzile orașului, și-a aliniat mașinile de dezăpezire și împrăștiere material antiderapant, gata de intervenție. Societatea Financiar Urban, societatea care se ocupă de dezăpezirea municipiului Giurgiu, este pregătită pentru codul portocaliu anunțat pentru acest weekend, în sensul în care avem în jur de 100 de lucrători, muncitori necalificați care vor participa la dezăpezirea manuală, cât și 4 utilaje specializate de dezăpezire cu sărărițe, bazine cloră de calciu și lame frontale. În acest sens, nu cred că vor fi probleme cu circulația sau cu buna desfășurare a circulației pe raza municipiului Giurgiu. Pentru buna desfășurare a lucrărilor de dezăpezire și curățarea străzilor în caz de nevoie, firma de salubritate a apelat la ajutorul poliției. Poliția ne poate sprijini în sensul în care mașinile dumnealor, dotate cu girofar, pot merge înaintea utilajelor noastre, astfel încât să nu întâmpinăm deplăceri în trafic datorate unor șoferi care fie parchează neregulamentar pe marginea drumului, fie nu vor să-și mute mașinile pentru a acționa eficient și corect. George Riza, directorul firmei Financiar Urban, îi asigură pe giurgiuven că utilajele, precum și angajații firmei, sunt pregătiți să intervină. De asemenea, acesta i-a îndemnat la calm pe locuitorii orașului în caz de viscol și ninsori abundente. Ce ar trebui să facă giurgiuvenii să vă vină în sprijin în astfel de situații? Să fie puțin calm, să aibă puțină răbdare și vor vedea că, într-adevăr, ne vom ocupa într-un stil profesionist.